Olympic versus Corigent. Prieteni, vă rog foarte, foarte mult, nu uitați să vă abonați, lăsați un like și de clopoțel pentru a primi notificare că am postat un video nou. Olympic versus Corigent. Când ai luat o notă mică. Olympic. Urgent trebuie să-mi corectez nota. Astăzi, până ce nu învăț totul, nu mă culc. Corigent. Acum doar trebuie să găsesc unde este ascuns registrul. Ce, nu m-ai așteptat? Doamna învățătoare, dar ce voi faceți acum la 3 de noapte la școală? Pe tine te-am așteptat! M-a săturat deja corigentul ăsta. Olympic versus Corigent. Când ai întârziat la școală? Olympic. Eu am întârziat la școală! Domnul profesoare, iertați-mă, vă rog. Am adormit. Nu nimic, intri și așează-te. Mulțumesc. Corigent. Eu m-am întârziat la școală. Lasă-mi, stau încă 5 minute în pat și merg la școală. Eu am întârziat, da? Ce se mai întâmplă? Olympic versus Corigent. Când sună la ripauză. Corigent. A sunat la ripauză! Olympic. Lasă-i băieți să se joace, dar eu mă pregătesc pentru următoarea lecție. Olympic versus Corigent. Când vrei să copi. Olympic. Trebuie să scriu câteva fițuși pentru să nu uit nimic. Gata, sper că aceste două fițuși sunt de ajuns. Sau mai bine le învăț și peste două pur și simplu le ard. Corigent. În principiu, cred că aceste fițuși sunt de ajuns. Sau să mai fac. Olympic versus Corigent. Reacția la nota 8. Olympic. Oh, nu, nu, nu mă duc eu, deși eu am primit nota 8. Viața mea nu mai are niciun sens. Corigent. Nota 8 am primit! Da, 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 da! Primit-o! Primit-o! Olympic versus Corigent. Când vine timpul de evaluare. Olympic. Cât e de bine că eu m-am pregătit pentru ea. Corigent. Evaluare. Easy când dai telefonul în gâtini. Olympic versus Corigent. Prieteni, pentru partea a doua, haideți să adunăm 5.000 de like-uri, iar cei care au privit video-ul până la sfârșit, scrieți în comentarii cuvântul special, școală. Miau.